Domn profesor, în primul rând, bun venit la Limpezici. Mulțumesc. În câteva vorbe, așa, dacă puteți rezuma activitatea de antrenor pentru cei care nu vă cunosc. Păi am o activitate de vreo 30 și ceva de ani. E foarte adevărat, mai mult la Divizia C. Divizia B n-am fost decât pe la Mangalia. O perioadă scurtă în Divizia B. În rest, Divizia C, mai mult pe lângă casă, Tunari, Snagov, județul Călăraș, în care am fost Chirnogi, Modelul, Borcea, Constanța cu Băneasa, ultima perioadă. Ca jucător am terminat ca să joc junioratul la Sportul Studențesc, Moldova 9, Divizia B, Minerul Motru, Divizia B, am cam stat departe de casă. M-am dedicat la vremea respectivă aceste meserii de antrenor cu alt scop. Să facem sport. Nu am gândit că am să ajung într-un sport profesionist, chiar dacă e Divizia C, dar asta este, a devenit indispensabilă această profesie pentru mine. Mă apropii de 70 de ani și mi-e foarte greu să stau acasă. Dar ce v-a atras la proiectul ăsta? Aici întâlnirea cu cei doi oameni, cu Dob și cu domnul Niță, și în discuțiile pe care le-am avut cu noi, și am înțeles că e un proiect care are viitor, chiar dacă o să fie, e destul de greu. Am mai trecut pe momente din astea, la Chirnogi, unde la fel era tot o comunitate mică, dar cu dorință, cu suflet mare și, nu știu, cred că o să reușim, chiar dacă la prima vedere e mai greu, dacă suntem toți pe aceeași lungime de undă, probabil cu siguranță să reușim. Și sper că anul ăsta Băința Limpezici să nu mai aibă problemele care le-a avut anul trecut. Cu siguranță știați că reprezintă, este singura reprezentantă a unui sat în primele trei ligi și a picat sportiv, au fost reprimiți, oamenii vor, oamenii au trecut printr-un sezon de tranziție, zicem așa, cam știu ce au de făcut, e așa spun. Da, 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 chiar și discuțiile. Sigur că primul an a fost mai greu, totdeauna până te organizezi, e o altă competiție. Și nivelul venit, sigur, așa cum a zis, de la o comunitate mică, e spre cinstea lor, faptul că se gândesc, văd suprafața de joc pe care o avem, bestiarele, condiții pentru a se face sport. Și atunci, de aici trebuie să iasă ceva, dacă cu toții ne vom organiza bine și ne vom pregăti ca lume. Mai sunt multe de făcut însă. Seria, ce părere aveți? Avem echipe cum sunt Curița? Fericire, nu cunosc foarte bine seria neactivând. Am mai jucat cu Buzău și cu Metalul Buzău și cu Râmnicu Sărada aici în serie și cu Ianca. Ne-am mai întâlnit pe drum, dar cu câțiva ani în urmă. Știu că sunt echipe bune, cu organizare bună, dar încă o dată vă repet, sunt convins că echipa asta va avea alt traseu. Că tot ați amintit de Metalul Buzău, este primul meci pe teren propriu cu ei aici și o să vă reîntâlniți, dacă ați fost prin Călăraș, cu o veche cunoștință. Probabil că știți că acolo ajutorul lui Valistan este Mircea Ștefan. Mircea Ștefan, da, un bârg de atac foarte bun, care la un moment dat a cochetat chiar și cu Dinamo, îl cunosc foarte bine. Mi-am dorit să-l antrenez la un moment dat, la una din echipele din județ. El însă a abandonat performanța, dedicându-se antrenoratului. Da, sigur suntem... Suntem deocamdată, suntem doar adversari și nu dușmani. Da, e un copil foarte bun și sper din tot sufletul să realizeze în meseria asta, care nu e chiar așa de ușoară cum pare. Care ar fi obiectivul echipei și obiectivul personal totodată? Sigur că... O clasă de cât mai sus, probabil. Da, m-aș gândi acolo să cochetăm, chiar dacă par primele patru locuri destul de greu. Nu vreau să arunc vorbe vânt, niciodată n-am pornit la un drum să mă salvez de la retrogradare sau, nu, puțin îți dorești, puțin ai să realizezi. Să încercăm să fim cât mai sus, cât mai sus și fără griji. Pentru primul an care suntem aici, următorul, poate prin organizarea de care vorbea și dumneavoastră, cu ajutorul comunității, cu ajutorul orașului Buzău, care ar putea să uite și că și Limpezici este un reprezentant al județului, acolo în Divizia C, cine știe, poate la un moment dat o să devenim o stare de spirit și o echipă care să spună multe și ca alții să urmeze exemplu acestei echipe sătești. Așa, câteva amicale, asta a fost ultimul. Atmosfera cum vi s-a părut? Cum vi se pare echipa față de și de propriu? Mai târziu. Este o echipă extrem de receptivă la eport și asta este un lucru foarte îmbucurător. Și la antrenament, și în timpul jocurilor.
Avem ceva calități pe care nu vreau să le divulg acum, pe care le-am văzut în ultimele două jocuri, nu ăsta de astăzi, care a fost mai mult un joc școală decât un joc de pregătire. Cel cu Ileana și cel cu Dojea ne-au arătat că suntem undeva acolo în care să putem spera la rezultate favorabile nouă. Antrenați, practic, aici o multinațională cu columbieni, ganezi, români. E foarte greu, pentru că ei nu cunosc decât limba spaniolă, puțină engleză care o vorbesc, și e foarte greu, sigur, de comunicat. Încercăm să am strâns pe toată lumea care e în jurul nostru să comunicăm înainte de antrenament. Predăm lecția întâi la tablă ca să vedem ce avem de păcut, să fie mai ușor să înțeleagă. Repetăm. Ușor, ușor și eu să mai priceapă câteva cuvinte, mai ne adaptăm și noi, mai dăm și din mâini când e cazul, dar nu cred că sunt probleme. Ei sunt foarte receptivi la efort, ceea ce mă bucură tare mult și au calități motrice deosebite. Deci, practic, principalul adversar, să zicem așa, în calea omogenizării, e timpul scurt. Da, e timpul scurt și această greutate încă de comunicare. Dar, acum am să vă mai spun ceva, și jocurile, jocul e cea mai bună pregătire. În jocuri o să creăm poate și puțin omogenitate, încercăm și aici. Sunt relații bune între ei, nu sunt adversități, că sunt străini, că sunt români, cel puțin asta e impresia mea. Au fost bine primiți, ei sunt destul de civilizați, să spun, adică n-au răspuns, dar au răspuns așa cum trebuie să fie un om educat.